Balul bobocilor din Universitatea Petrol Gaze a avut loc aseară într-un club din Ploiești. Mii de studenți au înghesuit la distracție, dar și pentru a-i vota pe câștigătorii concursului de Miss și Mister. 16 tineri din anul întâi au concurat pentru aceste titluri. Domnișoara Oana Neagu, studentă la Ingineria Mediului, este zodia Capricorn, este fire grumeață și ambițioasă. Andreea Ghiță și Vlad Alexandru. Iulia Brașoveanu și Octavian Popescu întrecesc. Sunteți pregătiți? Aceștia au trebuit să treacă prin mai multe probe. Cele 8 perechi au fost nevoite, printre altele, să demonstreze că știu să danseze. Deși nu a avut reprezentantă în concursul de frumusețe, un grup de studente angoleze a urcat pe scenă cu un dans tribal. O altă probă de foc la care au fost supuse frumoasele studente a fost cea a bucătăriei. Sub supravegherea bucătarului ploieștean Merzat, cele 8 domnișoare au pregătit câte o salată. A spus că am multă mizerie, dar am crezut pentru asta. Florina, ce ai făcut aici? Noaptea a trecut repede, dar studenții s-au distrat. A fost ocazia ideală ca tinerii din anii mai mari să cunoască bobocii.